Dimineață am început să vorbim puțin despre nevoia ascultării de Dumnezeu, împlinirea poruncilor sale, pentru ca promisiunile Lui să fie reale și active în viața noastră. Una dintre marile probleme pe care creștinismul de astăzi le are este că uită de condiții, dorește promisiunile, dorește făgăduințele divine. Dar atunci când uită poruncile, care sunt în sine condiții, ce condiții pune Dumnezeu? Împlinirea poruncilor sale. Când creștinii uită de aceste condiții și nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu, zădărnicesc planul lui Dumnezeu cu privire la viața lor și promisiunile, făgăduințele care fac parte din acest plan pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi. Sunt convins că nu există un creștin în lumea aceasta, un om care s-a întors la Domnul din toată inima, pentru care Dumnezeu să nu aibă un plan special. Potențialul nostru în viața de credință este uimitor. Și foarte interesant că el este direct proporțional cu râvna pe care noi o avem în a împlini voia lui Dumnezeu din viețile noastre. Să știți că sunt mulți credincioși care trăiesc viața de credință cu un potențial redus. Nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea să facă mai mult în viața lor sau mai mult pentru ei sau mai mult prin ei, dar datorită ascultării limitate, credinței limitate, măsurii de credință limitate, noi diminuăm sau, în anumite cazuri extreme, chiar anulăm planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Și în această seară aș dori să privim puțin la împlinirea poruncilor, la ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu și câteva motive pe care oamenii le au ca să nu asculte de cuvântul lui Dumnezeu, motive pe care ei nu le recunosc, motive care rămân ascunse, dar care sunt reale. Știți că niciodată oamenii nu pun negativul înainte. Nimeni nu spune, eu nu vreau să ascult de Dumnezeu. Mai ales un credincios, nu-l veți auzi spunând, mie nu trebuie Dumnezeu, nu vreau să ascult de Dumnezeu. Nu. Există niște motive ascunse care îl împiedică și niște paravane, niște perdele pe care le așează înainte, scuze le numim noi, justificări, dar care n-au nimic comun cu realitatea. Care sunt trei? Ele pot fi mai multe. Eu am să spun trei. Pentru care oamenii resping cuvântul lui Dumnezeu. Și aici poate fi oricare dintre noi. Începând de la acest amvon și până în sală. De la primul până la ultimul. În primul rând, respingem cuvântul lui Dumnezeu și intrăm în neascultare de poruncile sale datorită poftelor firii pământești care sunt în noi. Datorită poftelor firii pământești care sunt în noi. Vedeți, apostolul Pavel în Roman capitolul 8 ne spune că este un război în fiecare dintre noi. Sunt doi oameni care se luptă unul cu celălalt. Unul este omul duhovnicesc și unul este omul firesc. Și în războiul acesta, omul firesc este atât de tare cât îi dăm noi curs.
Și omul duhovnicesc este atât de tare cât de mult îl hrănim. Tu îi hrănești pe amândoi. Tu le dai porții. Acum, când Biblia spune să omori mădularele tale, să omori omul cel vechi cu poftele și patimile lui, nu înseamnă să-ți omori trupul acesta de carne. Nu înseamnă să te sinucizi. Înseamnă să-i controlezi și să-i anihilezi pornirile rele. Vezi, trupul acesta are necesități pe care le satisfacem. Ba mai mult, are nevoie de îngrijire. Trebuie să-l îngrijim. Pavel spune în Efeseni că îl îngrijim cu drag. Avem grijă de el. Ba din contră, este un mare păcat să nimicim trupul pe care Dumnezeu ni l-a dat și care este un înveliș pe care el îl folosește ca templu al lui Dumnezeu, ca templu al Duhului Sfânt. Este un vas în care locuiește Duhul Sfânt și trebuie să avem grijă de vasul acesta. Cuvântul Domnului ne vorbește chiar de o igienă a acestui trup în apropierea de el. Și la vechiul templu erau niște ritualuri care aveau de-a face cu întreținerea trupului în apropierea noastră de Dumnezeu. Dar atunci când păcatul care a intrat în trupul acesta este hrănit, când firea pământească este hrănită, capătă putere. Și există această competiție permanentă între fire și duh, între omul firesc și omul duhovnicesc. Ascultați ce spune apostolul Pavel. Mai întâi aș vrea să citesc din Romani, din capitolul 7 și apoi Galateni capitolul 5. În Romani capitolul 7, de la versetul 14, spune: știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acum, pentru că aici apostolul Pavel validează legea veche cu poruncile ei. O validează, spune că e duhovnicească, vine de la Dumnezeu. Tot ce este din mintea lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu și din gura lui Dumnezeu este desăvârșit și este bun. Frați și surori, Pavel nu vorbește legea de rău. Hristos n-a venit să vorbească legea de rău. Hristos a venit să o împlinească. Însă ascultați versetul 25. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și în războiul acesta, care nu s-a încheiat doar datorită faptului că a venit harul, ceea ce a adus harul, a adus voință și înfăptuire. Voință, și eu vreau să slujesc legii lui Dumnezeu. Dar ce mă fac că nu pot?
Și atunci harul și puterea Duhului Sfânt în viețile noastre a adus voință și înfăptuire. El dă voință și înfăptuire. Puterea de a înfăptui. Și atunci, ce mă oprește să fiu duhovnicesc și să fiu biruitor? Sunt deciziile și alegerile mele care dau hrană ori unuia, ori celuilalt, ori omului vechi, ori omului nou, ori firii pământești, ori naturii duhovnicești. Și ați mai auzit întâmplarea asta? Era unul care avea un business de bătaie între câini. Și el paria întotdeauna pe câinele câștigător. Și oamenii nu înțeleg cum de ăsta pariază întotdeauna perfect pe câinele câștigător. Și la un prieten de-a lui i-a spus: păi câinii stai mei și eu îi hrănesc. Și întotdeauna pariez pe câinele la care îi dau să mănânce. Că ăla câștig. Ăla la care nu-i dau de mâncare, ăla pierde. Exact același lucru se întâmplă în lăuntrul nostru. Cel pe care îl hrănești, câștigă. Frați și surori, voi aveți impresia că noi avem chef să ne certăm cu voi toată ziua? Chiar credeți, eu, de exemplu, n-am altceva mai bun de făcut decât să dau cu biciul de pe aici, să mă uit urât și să strig și să... Nu! Întrebați pe ei mei, eu sunt foarte vesel, la mine în casă e veselie, e râs, e pace, e liniște, e dragoste, eu nu sunt un om răutăcios, dar sunt disperat. Știți ce înseamnă disperat? Pentru că văd că mulți pierd bătălia, se prăbușesc și știu și de ce. Că după ce te-ai dus la stadion, după ce te-ai dus la cinematograf, după ce te-ai uitat la televizor, după ce te-ai hrănit cu lucrurile cu care se hrănește lumea, pe urmă normal că ai pierdut bătălia și vii înfrânt. După ce ochii tăi s-au hrănit cu lucruri care nu zidesc Duhul și omul duhovnicesc din tine, după ce ai ascultat o muzică toxică, după ce te-ai dus la petreceri cu oameni firești, cu care n-ai vorbit de Dumnezeu, de Scriptură și de Har, după ce te-ai dus la șuiete, normal că ești înfrânt, pentru că i-ai dat lui Adam să mănânce bine și pe Duh l-ai strâns de gât. Și pe urmă spui, sunt înfrânt. Te mai uiți și la Dumnezeu și spui, înfrângerea mea e înfrângerea ta, nu e înfrângerea lui. Tu ți-ai făcut programul. Tu ai citit și ai ales să citești ce ai citit. Tu ai ales să te uiți la ce imagine ai ales să te uiți. Tu ai ales să te duci în anturaj cu oamenii cu care te-ai dus. Și eu știu și văd lucrul ăsta. Și mă deranjează să pierdem războiul. Eu nu sunt aici să-ți fac pe plac. Eu nu sunt aici să vin după ce o săptămână te-ai dus și ți-ai petrecut prin toate coclaurile timpul și să vin și să te gâdil în barbă, să spun, frumosul lui Hristos, iubitul lui Hristos, dragul lui Hristos, călcat în picioare, făcut franjuri, firea pământească te-a trântit la pământ și te-a făcut praf. Și eu vin acum să-ți validez stilul de viață, să spun, Iisus te iubește și te primește cum ești. Du-te, trăiește mai departe la fel. Mesajul Domnului pentru tine săptămâna viitoare e același care a fost și duminica asta. Nu! Nu! Pentru că mi-a spus Dumnezeu că dau socoteală de învățătura pe care ți-o dau și de ce-ți comunic. Și așa slujitorii lui Dumnezeu o să primească multe joarde pe spinare. Pentru că de multe ori suntem timizi, ne dăm seama că intrăm cu bocanci în sufletele voastre
Și ne doare lucrul ăsta. E foarte greu ca oameni să găsim echilibrul acela perfect. Dar, frați și surori, de un lucru nu trebuie să ne facem vinovați. Să ajung imediat aici. Și o să vi-l spun. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, în capitolul 5, de la versetul 16. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul, conduși, comandați, și nu împliniți poftele firii pământești. Mie îmi place să predic practic, raportat la ce faceți voi în fiecare săptămână și mai ales generația tânără cu care avem luptă corp la corp pentru subiectele astea. Deci, când cineva te ia și te duce la cinematograf, cine te duce? Duhul te duce la cinematograf sau firea pământească? Vă răspundeți voi, că sunteți oameni cu logică în cap. Duhul Sfânt îți zice, du-te, domne, la cinematograf. Du-te la cinematograf. Credeți că Duhul Sfânt trimite pe cineva la cinematograf? Și dacă nu-s decât doi, e Duhul și firea, cine te trimite la cinematograf? Firea pământească. La stadion cine te trimite? Cu toți nebunii care urlă în jurături, zbiară, bea și fac toate matrapazlâcurile din lume. Cine te trimite acolo? Duhul crezi că te ia și zice, îți deschide poarta stadionului, spune, intră aici și distrează-te. Asta crede cineva? Ai ceva bun de învățat de acolo? Da, la biserică, cine te aduce? Firea pământească te aduce? Nu. Firea pământească, fraților, ascultați-mă. În fiecare dimineață săriți din pat ca arși, că știți unde trebuie să ajungeți, abia nimeriți la mașina de cafea, nu-mi povestiți că știu, și luați viața în piept. Bă, duminica nici 10 cafele nu te pot trezi, mă. Nici dacă o rozi în dinți, ca pe mâncare, duminica ești epuizat. Cine te ține în pat? Cine vine și îți spune, e la internet? Duhul? Nu. Ați observat că toate lucrurile pe care le faceți din poftele firii pământești nu vă încurcă nimic și nimeni. Când e vorba să te rogi sau să citești Scriptura, dau toate aglomerațiile peste tine și îți taie calea. Să citim mai departe. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, Galateni 5:17. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu puteți să trăiți și cu una și cu alta. Nu puteți să-i dați un pic la una și un pic la alta. Foarte mulți interpretează foarte greșit Biblia când citesc versetul care spune fiți plini de Duh și nu de must. De ce? Pentru că Duhul este în competiție cu mustul. Dacă Biblia vorbește de o competiție între Duh și must, înseamnă că Duhul urăște mustul și mustul urăște Duhul. Acum, întrebarea mea este, ce înseamnă să fii plin? Plin înseamnă să nu mai încapă nimic altceva în tine. Păi, dacă eu iau un pahar, am o sticlă aici, uite, sticla asta, să zice că e plină, nu e plină, mai are un pic de loc aici. Dar dacă ar fi plină, ras, mai încape ceva în ea? Ce înseamnă plin? Nu mai încape nimic. Ori dacă tu ești plin de Duh, câte picături de must în cap, înghesuite într-un vas plin de Duh? Nici o picătură. Nici o picătură. Dar dă-mi voie să spun,
ca o picătură de must. Te golește de Duh. Că Duhul nu are decât două cantități, două măsuri, două unități de măsură. Plin sau gol? Duhul nu se amestecă cu nimic. Duhul nu lucrează în cocktail. Să pui și de aia, 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 să le amesteci acolo. Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în amestec. Citiți legea veche și veți vedea că Dumnezeu urăște lucrurile amestecate. Le urăște. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Foarte mulți oameni vor să scape de lege și predică împotriva legii, dar nu sunt călăuziți de Duhul. Ne mai întreabă din când în când unii de ce aveți rânduieli și reguli în biserică. Asta pentru cei care n-au Duhul, pentru cei care n-au Duh. Pentru ăștia trebuie să punem legi. Că dacă surorile noastre ar avea Duh, Duhul le-ar învăța să-și acopere capul. Pentru că n-au Duhul, trebuie să le spunem noi legea. Dacă Duhul le-ar călăuzi pe fetele noastre, n-ar țipa că vor bijuterii. Una caragioasă de tot. Să vă povestesc o chestie caragioasă. Una dintre întrebările care mi s-au pus recent a fost: în Vechiul Testament, foarte multe pasaje biblice vorbesc de bijuterii. Într-un sens pozitiv. Foarte multe texte din Vechiul Testament vorbesc împotriva bijuteriilor. Dar ori de câte ori Dumnezeu vorbește despre bijuterii în Vechiul Testament, le spiritualizează. Folosește practica oamenilor și cât de mult preț pun ei pe bijuterii și Dumnezeu zice: puneți preț pe bijuterii, de ce nu puneți și pe lucrurile spirituale? Să vedeți ce spune în... Stai puțin că trebuie să citesc din Ieremia, capitolul 2. Ia ascultați ce spune în versetul 32. Își uită fata podoabele sau mireasa brâul? Ei vorbea de podoabe. Cum sunt fetele din societate, din lume? Deci se vorbește că Pavel folosește și ideea de alergător, de luptător, de soldați, de... Când citim cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vedem care e centrul de greutate al textului. Că vine firea pământească și zice: își uită fata podoabele, am voie podoabe, am voie podoabe, dă-i cu cerței și cu lanțuri și cu de toate. Din textul ăsta. Nu? Uitați ce vrea să spună Dumnezeu aici. Își uită fata podoabele sau mireasa brâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. M-a uitat? De ce m-a uitat? Pentru că îl târăște firea pământească la rău. Ascultați versetul 33 din Ieremia 2. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Firea pământească nu-i proastă, e rea, dar nu-i proastă. Știe să-și argumenteze dorințele și poftele. Și întoarce pe dos cuvântul lui Dumnezeu ca să-i dea dreptate. Poftele firii pământești. Hai să continuăm să citim din Galaten 5. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol. Închinarea la idol poate să însemne multe lucruri. Toate obsesiile și pasiunile pe care le ai fac parte din închinarea la idol. Vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. E un exercițiu foarte simplu, fraților, când vorbești de lucruri. Numește-l și așează-l între Duh și fire pământească.
Și ai să vezi că atunci când îl așezi între duh și fire pământească, e ușor să-l pui în categoria uneia sau alte. Spune, alcool îți sună lucru al duhului sau lucru al firii? Cercei arată cu firea pământească sau cu duhul? Și de aici putem să extrapolăm și să le numim pe toate. Că Pavel menționează un număr mare, dar Biblia e limitată, are 1200 și ceva de pagini. Și alte lucruri asemănătoare cu acestea. N-ai decât să închizi ochii și să numești lucru. El nu poate fi în ambele categorii sau printre ele. Orice lucru e ori într-una, ori în cealaltă. Acum, există lucruri în categoria firii pământești care țin de nevoi, de necesități. Necesități fizice ale trupului. Și există chiar și un necesar estetic, îl înțelegem. Dar toate exagerările și lipsa de cumpătare duce la rău. Și aici este un alt exercițiu spiritual care se numește folositor sau nefolositor. Când este vorba de lucrurile care se adresează trupului acestuia de carne, cuvântul lui Dumnezeu le împarte lucrurile în două, folositor sau nefolositor. Și lucrurile folositoare nu trebuie să devină niciodată obsesii. Ele trebuie să fie adresate cu cumpătare, cu limite. Asta pentru ca să nu spună cineva, ne învețe să murim de foame. Poftele firii pământești. Ei, ne întoarcem puțin la Romani, capitolul 8. Am mai predicat despre asta, dar se potrivește foarte bine. Aici este un mod obiectiv și un mod subiectiv de a privi lucrurile. Modul obiectiv îi aparține lui Dumnezeu, modul subiectiv ne aparține nouă oamenilor. Dar ordinea este 1, 2, 3, 3, 2, 1. Voi explic imediat. Roman capitolul 8, versetul 1. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Și cineva va spune, eu sunt în Hristos. E puțin tică răbdare că stabilim imediat dacă ești sau dacă nu ești în Hristos. Pentru că declarația ta poate fi gratuită. Tu poți spui ce vrei despre tine. Întrebarea se pune, convinge-te și pe tine și pe alții că e adevărat. Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, ia auziți, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, asta e legea Harului și asta e o lege, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Versetul 3, căci lucru cu neputință lege, asta e legea lui Dumnezeu, nu-i legea păcatului și a morții, lucru cu neputință lege, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pentru ca să mute această scară de la teorie la practică, de la ceea ce nu se vede la ceea ce se vede, pentru ca să știm și noi. Dumnezeu n-are nevoie să se uite la stilul tău de viață, El știe dacă ești al Lui sau nu, din start. Ascultați aici ce spune cuvântul Domnului. 2 Timotei 2 cu 19. 2 Timotei 2 cu 19. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Le cunoaște. El n-are nevoie să vadă nimic. El știe.
că El vede ce noi nu putem vedea. Și El vede ceea ce tu nu vrei să arăți. Dar eu n-am capacitatea asta pentru că eu nu sunt Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu întoarce scara pe dos. Obiectiv este, Dumnezeu știe și vede și cunoaște. Subiectiv, de la nivelul meu, eu am nevoie de probe. Eu am nevoie de ceva vizibil. Ce este invizibil? Invizibil este dacă tu ești sau nu al lui Hristos. Invizibil e dacă pe tine te călăuzește Duhul sau firea pământească. Astea sunt lucruri invizibile, pe care niciun om nu le vede. Ei, și atunci spune. Versetul 5 din Romani 8, Romani 8 cu 5. În adevăr, Romani 8 cu 5. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului și lucrurile vizibile, că de-aia sunt lucruri. Și umblarea ta după unele sau altele este vizibilă. Nu trebuie decât să ne scanăm de sus până jos și de jos până sus. Nu trebuie decât să ne uităm în calendarul de viață al cuiva. Nu trebuie decât să umblăm prin sertarele cuiva. Nu trebuie decât să umblăm prin telefonul cuiva. Și vom ști după ce lucruri umblă. Și vei ști și tu. Și dacă umbli după lucrurile firii pământești, ești călăuzit sau cârmuit de firea pământească și nu ești al Domnului Iisus Hristos, în ciuda tuturor declarațiilor tale. Dar dacă umbli după lucrurile Duhului, ești cârmuit de Duhul și ești al Domnului. Și dacă nu declar nimic, deși și oamenii lui Dumnezeu trebuie să facă declarații, poftele firii pământești. În momentul în care ființa mea este consumată, este obsedată de aceste pofte, Biblia mă va deranja, Scripturile mă vor supăra, predicatorii îmi vor produce disconfort și mă vor enerva. Doi. Cultura lumii, influențele și presiunile lumii mă pot duce în neascultare de Dumnezeu. Fiecare dintre noi, frați și surori, avem dorința de a fi acceptați și apreciați. Și haideți să recunoaștem că marea majoritate a timpului vieții noastre îl petrecem în societate, în lume, între oameni. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să respectăm principiile sfinte de caracter, de purtare și de comportare în afara zidurilor bisericii ca și în interiorul zidurilor bisericii. Problema este, chipul lui Dumnezeu este unul și chipul veacului este altul. Și lumea aceasta urăște ceea ce nu este al ei. Vă aduc aminte de conversația dintre Domnul Iisus Hristos și ucenici, când le-a spus, de ce vă mirați că vă urăște lumea, vă disprețuiește, se uită urât la voi, pentru că m-a urât și pe mine. Lumea iubește ce este al ei. Voi trăiți în lume, dar voi nu sunteți nici din lume, nici ai lumii. Și pentru că lumea urăște ceea ce este, ce nu este al ei, și pentru că lumea m-a urât pe mine, o să vă urască și pe voi, care sunteți ucenicii mei și care nu sunteți din lume. Iată de ce Apostolul Ioan spunea, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Lucrurile din lume. Pentru că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. El nu e al Tatălui. Mai mult, prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dar cultura aceasta are niște influențe și pune niște presiuni maxime
pe spiritul nostru de conformare, de a aparține, de a fi tratați bine. Spunea Petru, se miră că nu alergați cu ei la același potop de sfrâu. Frați și surori, există un chip al Domnului și un chip al veacului. Chipul acesta îmbracă forme de caracter și îmbracă forme exterioare, pentru că numai noi pocăiții ne-am retras în interior. Lumea își arată chipul exterior. Dacă vrei să întrebi care este chipul lumii, lumea are imagini. Lumea are șabloane, lumea are poze, lumea are reviste. Pentru că lumea înțelege că chipul ei e un pachet. Sunt lucruri exterioare care generează trăiri interioare și reacții interioare către păcat și sunt lucruri interioare care creează reacții exterioare către păcat. Lucrurile vin și din interior în afară și din afară în interior. Te uiți la o îmbrăcăminte indecentă și vrei să o porți pentru ca să-ți expui trupul și să fie atrăgătoare. Și din nefericire, în ziua de astăzi, bărbații au fost târâți în exact de același magnet. N-am văzut în viața mea bărbați dezgustători, mai dezgustători ca în generația asta. Cu lucruri strâmte pe ei. Păi băi, oameni buni, bărbatul are trupa atrăgător cum are femeia? Bărbatul e bărbat, bărbatul e un cilindru. Ai pus lucruri strâmte pe el, îți vine rău, îți se face rău de la stomac. Dar asta e moda homosexuală de expunere a bărbatului, de a-l feminiza, de a face din el o gelatină din asta, o scursură din asta. Este o imagine scârboasă. Dar s-au umplut bisericile de ei. Și dacă aveți impresia că zic ceva de America, mergeți în România, în Europa. E nenorocire. La noi mai ok. La noi mai ok. M-am dus în biserici conservatoare în România, unde femeile sunt toate legate în față. Și pe bărbați crapă pantalonii. Și le-am spus. Asta e cultura și influențele lumii. Îi pun presiune și pe biserici și pun presiune mai ales pe generația tânără care nu vrea să fie altfel. Vezi, conflictul dintre chipul veacului și chipul Domnului este că sunt foarte diferite. Și Biblia vorbește în Apocalipsa de două categorii de oameni, o categorie de oameni care se sfințesc și o categorie de oameni care se întinează. Dacă sfinții se sfințesc și întinații se întinează, diferența dintre ei e din ce în ce mai mare. Și copiii lui Dumnezeu care se sfințesc sunt din ce în ce mai altfel decât lumea. Și asta urâm noi. Ne place să fim altfel. Și atunci începem să punem tot felul de întrebări. Dar de ce păcat? Dar ce? Dar n-am găsit, dar nu găsesc. Nu sunt haine în magazin. Fă-ți, băi, de comandă. Ia-ți mai puține și mai scumpe și fă-le de comandă și fă-le decente să poți să vii cu ele la biserică. Că frați și surori, când aducem chipul veacului în biserică, devenim atei. Nu mai recunoaștem că Dumnezeu e aici. Păi dacă vi l-aș aduce eu, dacă aș pune un tron, că
Într-un fel de aia am lăsat locul ăla liber acolo. Acolo e tronul Domnului, în mijloc El stă, El ne comandă pe toți. Măi, fraților, de-aș reuși eu să-L aduc într-o duminică pe Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, să-L pun să șadă acolo pe un tron și să-L vedeți cu ochii voștri. Stau și mă întreb, tot așa v-ați îmbrăcat? Tot așa v-ați purtat? Tot așa ați gândit? Și când ați plecat de aici, tot... Dar e mai puțin prezent doar pe... Că nu-L aduc, că mi-e frică că ne nimicește, ne spulberă, ne arde, ne incinerează. De-aia nu-L aduc. Că nu poate cineva să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Dar doar pentru că nu-L vedeți, credeți că nu e aici? Și dacă e aici, de ce tratăm casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, de parcă Dumnezeu nu e aici, de parcă nu există, de parcă nu vede? Poftele firii pământești, cultura lumii cu influențele și presiunile ei și, în al treilea rând, obsesia succesului și teama de consecințele adevărului, de prețul pe care trebuie să-l plătești pentru adevăr. Aici ajungem și la slujitori. Am foarte mulți colegi pe care îi iubesc și îi respect și apreciez darul lui Dumnezeu din viața lor. Cu unii stăm de vorbă frecvent. Le înțeleg agonia. Și eu am agonia asta. Și pe mine mă deranjează numerele dacă nu ne sunt favorabile și mă bucură dacă ne sunt favorabile. Și eu urmăresc demografica bisericii. Mă că o dată a văzut nevastă mea că sunt prea stresat cu chestiile astea. Și mi-a zis, vrei să-i aduci pe toți la tine în biserică? N-ar fi așa o idee rea? Și zice, nu se poate pentru că nu ți-i dă Dumnezeu. Nu ți-i dă Dumnezeu. De ce nu mi-i dă? Pentru că nu vrea. Biblia mea spune, turma care v-a căzut la împărțeală, turma împărțită, singura turmă neîmpărțită, care e numai Domnului, aia universală. Aici, pe pământ, într-o comunitate, turma împărțită. Așa vrea Dumnezeu. Pe care ți-a dat ție, nu i-a dat la altul. Și pe care i-a dat la altul, nu o să ți-i dea ție. Poți să faci ce vrei. Mai bine, uite, vezi ce Evanghelie predici. Ca să atragi și să aduci oamenii pe care vrei să-i ai. Acum nu m-am vindecat de tot. Din când în când mai am cât un guturai din ăsta al firii pământești. Mă mai gândesc la numere, la demografie, mai cer de la secretar, mai cer informații. Însă niciodată în istorie n-a existat o asemenea obsesie a succesului și o frică de consecințele, de prețul pe care trebuie să-l plătești când spui adevărul ca acum. Păi frate, îmi sparg biserica dacă fac lucrul ăsta. Pleacă tinerii, pleacă. Păi undeva mai în spate... Orgoliul nu ne lasă să spunem asta. Mă dau ăștia jos. Mă dau afară. Pierd slujba. Și asta este o formă de ateism. Pentru că un om ordinat în slujbă a fost investit de Dumnezeu pentru scopul lui Dumnezeu, pentru planul lui Dumnezeu și pentru ca să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața oamenilor. Dacă ți-e frică de consecințele oamenilor, teme-te mai mult de prețul pe care ai să-l plătești într-o zi înaintea lui Dumnezeu, stimate păstor, stimate predicator, stimate slujitor. Când va cere sângele oamenilor pe care i-ai pierdut prin învățături diluate și prin îngăduințe și indulgențe, sufletele și sângele pe care l-ai vărsat și pe care Dumnezeu îl cere din mâna ta. Dacă nu mă credeți, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu
în cartea profetului Maleahi, de la capitolul 2. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta, porunca aceasta, porunca aceasta, preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat. Scumpii Domnului, iubiții Domnului, binecuvântații Domnului. Când în spatele acestor expresii nu stă adevărul, astea sunt blesteme, nu binecuvântări. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea, porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. De tremurat tot trebuie să tremuri. Vei tremura de frica oamenilor? N-avea nicio grijă să vezi când o să tremuri de frica Domnului. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Cu zeci de ani în urmă, în comunitatea noastră au fost oameni mari, cu capacitate extraordinară de explicare și de vestire a Evangheliei. Ai fi zis că vor atrage pe toți oamenii. Au căutat succesul, au dat indulgențe oamenilor, au predicat o evanghelie teoretică și diluată, fără aplicații practice. Au dat îngăduințe pe care cuvântul lui Dumnezeu nu le-a dat. Și au intrat în anonimat. Și sfârșesc rău. Și dacă tot vei sfârși rău într-o zi, pentru că și eu am botezătorul la sfârșit-o rău. Până la un punct și Domnul Iisus a sfârșit-o rău. Apostolii au sfârșit-o rău. Prorocii au sfârșit-o rău. Prin crăpăturile stâncilor, tăiați cu fierăstrăul, arși de vii, răstigniți, distruși, făcuți praf, flămânzi, îmbrăcați în piei de animale. Însă trebuie să definim acel rău. Răul omului sau răul Domnului? Și eu mă rog din toată inima, și dacă vom avea parte de răul oamenilor, să ne ferească Dumnezeu să avem parte de răul Domnului. Dacă ne vom pune rău cu toți oamenii, să nu ne punem rău cu Dumnezeu. Obsesia succesului, teama de consecințele de a spune adevărul așa cum este. Oh. Câte pasaje biblice nu evităm? De pe câte pagini de Scriptură nu predicăm și nici nu le citim vreodată? Câte ori ignorăm sau diminuăm Scripturile în favoarea experiențelor noastre emoționale? Dacă am simțit o cercetare și mi-au curs două lacrimi, nu contează cum trăiesc, înseamnă că Dumnezeu mă atinge. Asta este o mască a firii pământești, ca să te înșele și să te păcălească. Enunțarea teoretică a principiilor fără aplicații practice sau spiritualizarea și interiorizarea credinței, fără să le dea o probă exterioară. Ignorăm contextul, identificăm greșit ideea principală sau sensul literar.
al pasajului, numai să ne pice și să ne iasă. În sensul firii pământești. Doar trei concluzii și pe urmă ne rugăm. În dreptul tău, uită de slujba ta, uită de darul tău, de chemarea ta, ca simplu pocăit, doar ca pocăit, atât. Caută adevărul în mod obiectiv. Că Biblia spune că cine caută, găsește. Pune ascultarea de Dumnezeu înaintea preferințelor sau gusturilor tale. Și chiar în lucrurile discutabile, unde unii zic heis și alții zic cea, negociază aceste lucruri în defavoarea firii pământești. Pentru că dacă nu e vorba de mâncare și de confort fizic ca să poți supraviețui, știți care este cea mai bună deviză? Atunci când stăm față în față cu mulțimea asta de lucruri care ne cheamă, care ne tentează și care ne fascinează. O întâmplare pe care a spus-o fratele Trandafir când a venit din America. Acum, cât din întâmplarea asta a fost ca să ne lumineze că nu întotdeauna lucrurile materiale ne vor împlini și ne vor, mă rog, cât a fost ca să mulțumească regimul de atunci că zicem și o vorbă negativă despre America, dar întâmplarea e bună și se potrivește pentru noi. Zice că o fetiță săracă, care a fost crescută până la o anumită vârstă de o mamă credincioasă, a rămas orfană. Și în zdrențele ei, în încălțămintea ei cu găuri, printre mașini, printre oamenii care mergeau în stânga, în dreapta, s-a oprit și ea în dreptul unui magazin și s-a uitat în oglindă. Și s-a văzut cât de zdrențăroasă, de murdară și de săracă era. Dar dincolo de geamul care reflecta imaginea ei, erau niște lucruri foarte frumoase. Erau rochițe noi nouțe. Erau pantofiori noi nouțe. Erau haine scumpe. S-a uitat în altă parte, s-a uitat în partea cealaltă și a văzut atâtea lucruri fascinante care erau cu totul și cu totul în afara universului ei. Și a adus aminte și de ce a învățat-o mama ei, că era credincioasă. Și la un moment dat a stat, ea s-a gândit și a zis: Doamne, fără câte pot trăi? Frați și surori, toate lucrurile fără de care poți să străiești viața asta, dacă Duhul lui Dumnezeu îți atinge conștiința și te mustră și spune, astea fac parte din firea pământească. Și dacă nu ești 100% convins, adu-ți aminte de ce spunea Pavel, feriți-vă de tot ce se pare rău, că e mai prețioasă viața veșnică decât o ambiție sau un lux temporar. Dar toate lucrurile fără de care ți se ofilește sufletul, toate lucrurile care fac din omul duhovnicesc din lăuntrul tău o victimă, pentru că îl hrănesc pe celălalt, și ești înfrânt și bătut. Te sfătuiesc să le scoți afară din viața ta. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem de la Dumnezeu înțelepciune și bunăvoință. El să ne lumineze. Noi vorbim de aici. Și unii ne cred, alții ne cred mai puțin.
Dar eu în seara asta mă rog ca Duhul Sfânt să lumineze conștiințele și inimile noastre și ce nu reușim noi ca oameni, El să pună în cugetul nostru, în inima noastră, în mintea noastră, Dumnezeu să ne lumineze pe toți. Amin. Ne rugăm cu toți.